Alonica are 60 de ani și este din Târgu Mureș. Multă vreme nu a știut cine este Dumnezeu cu adevărat și nici faptul că poate avea o relație personală cu El. Credeți-mă, m-am dus chiar când am început să umblu la rugăciuni, la adunare de femei, m-am dus acolo și se rugau femeile. Și n-am știut să mă rog. Eu aveam rugăciunile mele care erau scrise jos, care erau învățate de copil. Rugăciunile astea le știam. Eu n-am știut că pot să mă rog personal să lui Iisus, să-i spun problemele mele, să îi spun ce mă apasă, ce mă doare. N-am știut că pot să am o relație personală cu Iisus. Mie mi-era frică de lucrurile astea, pentru că așa mi-era prezentat. Când a apărut prima dată filmul la noi după Revoluție, Iisus, a venit o fetiță și era la cinematograful Arta, se împărțeau broșuri. Și a venit o fetiță și a zis că nu e, broșura asta nu e bună pentru că Iisus nu o zâmbi niciodată. Și așa credeam, că nu o zâmbi niciodată și trebuie să fim foarte serioși, dar nu e așa. Acum, de când am o relație personală cu Iisus, Iisus e prietenul meu care nu m-a dezamăgit niciodată. Aceasta a înțeles dragostea lui Dumnezeu, iar apoi s-a integrat într-o biserică locală pe care a simțit-o aproape de inima sa. Vreau să vă spun că 15 ani am umblat la o biserică și după 15 ani, cam acum vreo 5 ani, din cauza că n-au mai fost fonduri, biserica s-a desființat. Și singura mea sursă de unde luam eu pentru sufletul meu hrană era Alfa și Omega. Era o binecuvântare pentru mine. Așadar, Alfa Omega TV a devenit noua sa biserică, dar rețeaua de cablu la care aceasta era abonată a luat decizia de a scoate canalul din grila de programe oferite abonaților. În Târgu Mureș am fost de câte ori am plătit cablu, am cerut la operatorii de acolo Alfa și Omega și mi s-a spus că nu se poate. Dar eu am internet și acolo mă uit la programele și la programele video. Când este emisiune live, mă uit la emisiunea live, dar îmi lipsește foarte mult pentru că nu, decât să mă uit la scandalul care au o influență negativă asupra mea. Mai bine mă uit la o emisiune creștină care mă relaxează, care îmi bucură sufletul și nu are rost să mă încarc cu toate problemele care le văd la televizor. Malonica a continuat să urmărească Alfa Omega TV pe internet. Totodată a beneficiat de literatură gratuită oferită de Alfa Omega TV, iar mesajul acelor cărți au adus multă eliberare în viața sa. Am internet și mă uit la George Meyer, m-a ajutat foarte mult, foarte mult și am primit cărți de la Alfa și Omega pentru descurajare, pentru depresie, pentru frici. Nu vă spun că am fost campioană la frici, campioană la îngrijorări. Depresia a avut loc în viața mea, dar Dumnezeu m-a eliberat, am citit cărțile astea care m-au ajutat, efectiv am scăpat. Și ori de câte ori încearcă cel rău să-mi aducă gânduri rele și negative, rog Duhul Sfânt să-mi pun un filtru la gândurile mele, să nu mai primesc depresie sau fricile, vă spun, mă paralizau. Malonica a început să perceapă lucrarea Alfa Omega TV ca fiind noua sa biserică, iar într-o zi Dumnezeu i-a vorbit despre cum poate și ea sluji altora prin aceasta. Și după ce nu am mai avut biserică, veneam pe stradă și mă rugam și l-am întrebat pe Dumnezeu că, Doamne, cui să-i dau eu zeciuiala? Și Dumnezeu mi-a spus foarte clar am auzit, clar, Alfa și Omega, pentru că de acolo îți iei tu hrana spirituală și pentru evangelizare în țară, pentru ca toată lumea să cunoască binecuvântarea lui Dumnezeu, să cunoască toți tinerii, să primească Evanghelia, să fie propovăduită Evanghelia în țară. Și am decis cu soțul și cu foarte, foarte mare bucurie o dăm. Această familie și-a respectat cu credincioșie decizia de a da zeciuială în fiecare lună și consideră că, în primul rând, ei au fost binecuvântați de acest lucru. Știm că zeciuiala este pentru binele nostru și pentru belșugul nostru și am experimentat asta. Pot să vă spun că acum avem o viață din belșug. Mai de mult când deschideam frigiderul era Sahara, dar acum nu. Nu ni se mai strică nimic prin casă, cum ni se strica mai de mult mașina, mașina de spălat, mașina personală se strica, că toți banii aproape trebuia să-i dăm acolo. Pot să spun că am scăpat de sărăcie, am cunoscut sărăcia Lucie,
mai ales în copilărie. Acum nu duc lipsă de niciun bine. Malonica, împreună cu soțul său, deși au mari probleme de sănătate și alocă o mare parte din bugetul familiei pentru tratamente, trimit în fiecare lună cu mare bucurie zeciuiala. Primul lucru care îl facem când primim pensiile, punem zeciuiala. Suntem atât de bucuroși că putem să facem lucrul ăsta și mulțumim la Dumnezeu că putem să ne bucurăm de pensie, putem să ne permitem o viață decentă. Dumnezeu ne-a asigurat o viață decentă. Eu nu vreau să fac din zeciuială un secret pentru copiii mei. Vreau să le spun, dacă vor să aibă o viață din belșug, să dea ceea ce îi se cuvine lui Dumnezeu. Cum a spus Domnul Iisus, dați cezarul ceea cezarului și lui Dumnezeu ceea lui Dumnezeu. Pentru că e un blestem dacă nu dai zeciuiala. Multă lume nu înțelege. Se miră că, vai, așa trebuie să dați 10%, dar nu e mult pentru noi. Și o dăm cu atâta bucurie. Și o dăm cu atâta plăcere, pentru că vedem rezultatele. De când dăm zeciuiala, noi nu mai ducem lipsă. Suntem binecuvântați în toate domeniile din viață.